Fram, Cartea 1. Un pui de urs la Polul Nord M-am născut acum multă vreme, într-o peșteră înghețată, pe insula încojurată de sloiuri și de noaptea polară care ține o jumătate de an. Primele săptămâni de viață le-am petrecut dormind, cuibărit în blana calda mamei. Uneori, însă, mă trezeam singur și speriat. Ea nu era acolo. Dar când se întorcea mama, aducând cu ea căldură și lapte, Eram cel mai fericit pui din lume. După cinci săptămâni am deschis ochii, dar tot ce vedeam era întuneric și în peșteră și afară. Cel de afară era înspăimântător, era negru, negru și presărat cu puncte mici și strălucitoare. O singură dată am văzut lumină, o flacără mare pâlpâind pe cer, un curcubeu cu multe culori întins de-a cerului. Era aurora boreală care făcea gheața și oceanul să sclipească în toate culorile. Dar pe mine m-a speriat foarte tare. Am urlat de frică și lumina s-a stins. Poate i-a fost și ei la fel de frică de mine.